Când am văzut-o pe Lorraine Baicu în fața ochilor mei, am zis, nu e ea. Noroc a venit și Marian și am putut să-i confirm identitatea. Lorraine, ești complet schimbată. Pantalon de piele, mănuși, inele peste mănuși. Chiar vorbeam. Trebuia să vii ieri cu holograf la cum ești. Exact! Da, bineînțeles, să știi că soțul meu mi-a ales echipamentul astăzi. Da. Și a zis, draga mea, astăzi trebuie să mai dăm și noi vreo 20 de ani. Aha, trebuie. Aha. Da, mă bucur foarte mult că ne revedem. Și noi, deși atât de rar, știți foarte bine, cei doi locuiesc în Franța de foarte mulți ani, au acolo business-urile lor, sper că vă merg mai bine acum. O, Doamne, e pandemia încă. Tot e rău, a? Da, și acum cu problemele astea. Dar ne merge, începe. Asta e important. Începe, da. Încep și evenimentele, mulțumim. Când vă întoarceți acasă? Am reușit și am rezervat bilete pe 8 martie, chiar de Ziua Femeii. O să zborăm de Ziua Femeii. Da. Sperăm să nu ne atingă nimic, Doamne ferește. Suntem și noi la fel ca și voi, ca și toată planeta, bănuiesc, foarte așa... Puțin speriați, da. Puțin speriați. Am vrut să fugim, așa, în ghilimele, cu rușinea. Na, o lăsăm la o parte, că chiar ne-a fost frică și am vrut să fugim, așa, în ghilimele, vreo 3 zile, dar n-am făcut-o. Am zis să rămânem aici. Dacă mergem cu domnul general, apropo, la mulți ani, Nașuc, pe 5. Da, este ziua Nașului. Și mergem cu domnul general înainte. La mulți ani. La luptă. Da, la mulți ani. Da. Da. La mulți ani. Trecând într-o altă cheie, unde s-a întâmplat ca Lorraine să fie cerută de nevastă în fața ta, Mariene, și tu să nu-l strângi de gât cu mâinile goale? Am tras o zdravă, vorbesc foarte serios. Am fost și noi într-un final de weekend, așa, am prins ceva la Gerba, în Tunisia. Bun. Foarte frumos. Și ne-am dus într-un circuit din ăsta, am găsit un circuit foarte elegant. Și... așa, în deșert a apărut așa ceva, un Tatawin, ca așa se numește, chiar orașul, orășelul, habar n-am ce comună, sat, Tatawin, așa se numește. Francezii au vorbă, sperie copiii, cum am speriat noi copiii, te dau la, așa, francezii... te dau la Tatawin. Te dau la Tatawin. Ei au, deci noi chiar am fost acolo, se numește, cei care au fost în Gerba știu. E și acolo am întâlnit din imagine cu ceva cu albastru. Da, 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 eu da. Nici nu vreau să-l mai văd, că dacă îl mai văd odată e, eu, deci, da, eu îl văd, a zis că fură ghidul. Dar cum a zis că ți-o fură? Deci mi-a zis pe față. Cu ea. Și a zis, dacă tu îți găsești altă gazelă, eu ți iau gazela ta. Și am zis, zic, o faci pe soția mea. Vorbești serios, zic, tu vorbești cu soția mea, zic, o faci gazelă. Pentru păi ei gata, e ceva... Gazela e frumos, gazela, că n-a făcut-o... Da, am zis, că am zis că e girafă, adică... Da, mi-a zis așa... Gazela. Fii atentă, dacă soțul tău își găsește altă gazelă, eu te iau să fii gazela mea. Păi și tu nu l-ai pleznit? Ne-a arătat fabrica de copii. Ce să fac? M-am uitat la Marian, Marian s-a uitat la mine... Și care a dat primul bucur? Am început să râdem, am dat-o pe glumă. A dat-o pe glumă, că altfel putea să iasă urât. Ce să facem? Asta e. Am luat-o serios. El era foarte serios și chiar m-am supărat. Noroc că mi-a făcut semn după aia, că ne-am schimbat numere de telefon, vreau să spun. Deci acolo în deșert există numere de telefon, există WhatsApp, s-a uitat la mine. Da, ești din gură. Zic, hai mă, pe bune, zic, cum, ai Facebook? Suntem în 2022 și a dat aia jos și până ce avea și Camila Instagram pe cuvântul meu. Da. Exact. Da. Am ascultat piesa voastră cea nouă, am ascultat-o împreună cu Bela, da. Dragoste parfum de flori și mie îmi place piesa, îi place. Mulțumim. Și voiam să vă rugăm să ne o cântați. Da, cu drag. O dedicăm la toți prietenii noștri, în primul rând nașului nostru, pentru că este ziua lui și îi spunem încă o dată la mulți ani și la toți prietenii noștri dragi din România. Doamne ajută și Franța. Și să ne fie bine, să ne vedem sănătoși și cu zâmbetul pe buze de data aceea.